Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit! Bună, Oana, bine m-am regăsit! Ziua veteranilor de război a fost marcată și la Suceava printr-un eveniment care a avut loc în zona centrală a municipiului Suceava. În parcul central, la Monumentul Eroilor, au fost depuse coroane de flori, au fost invitați veteranii de război, văduvele de război, cei care mai sunt. Da, Oana m-a invitat lumea la comentarii zilei și eu tot invitasem pentru că tu ai fost acolo, povestești. Eu m-am venit așa ca să țin companie. Le-am zis telespectatorilor noștri, le-am arătat deja câteva detalii de la eveniment. A fost multă lume, au fost elevi. Mi-a plăcut un detaliu. Mihai de la școala 1, directoarea de la școala 1. Mi-a plăcut un detaliu, faptul că au adus scaune pentru veteranii de război, n-au stat în picioare, pentru că totuși durează evenimentul o oră, o oră și ceva, și îți dai seama. Mi s-a părut un detaliu drăguț. Am primit un steag de la veteranii de război. Ei au primit flori. Da, dar chiar să vreau să spun că am fost emoționată. La toată lumea, nu? Nu chiar la toată lumea. Dacă... N-au primit toți. Da. Mi-a plăcut atitudinea elevilor care au venit cu flori, le-au mulțumit veteranilor de război și m-a emoționat practic emoția pe care au avut-o veteranii de război în timpul acestui eveniment. Câte lume era practic? Cam câte lume era? În public, în afară de militari, de am văzut câte oameni care au venit, oameni care au venit, care au știut de eveniment și au venit așa pur și simplu, nu. N-am văzut, poate au fost, adică dar nu i-am văzut. S-a venit organizat, cum a venit doamna Mihai cu elevi. Totul a fost organizat. Totul a fost organizat, dar o organizare mult mai bună față de evenimentele la care am luat parte anterior. Dacă aș putea, îndrăznesc să spun, da, Sorine, că a fost mai bine decât de 1 decembrie, de exemplu. Da, bun, evenimentele astea, ele de regulă se fac să fie bifate acolo. E ziua, cum a fost azi, veteran, la ce oră a început? La ora prânzului. Așa. Da. La ora aia lumea e la servici, adică nu poți să faci evenimentele astea să speri că îți vin mai pensionare, adică lumea care are timp. Nu știu, în altă parte, dacă se fac astfel de evenimente, cred că se fac, dar ora este nepotrivită, adică să faci la 10, 11, 12... Poate dacă ai face după amiază ar participa mai mult lume. Veteranii de război ar trebui să fie sărbătoriți mâine. Practic pe 29 este ziua veteranilor. Da, încep liberele. Am înțeles. Dar dacă ar fi sâmbătă. Cred că ar fi fost mai multă lume. Dacă ar fi fost și ceva, o defilare sau o chestie de genul ăsta, să fie ceva atractiv. Păi, important este că s-a subliniat acest eveniment, că s-a serbat momentul. Din păcate, da, asta este viața, ca să spun așa, o profunzime. Am zis o profunzime. Sunt din ce în ce mai puțini. Cum tu ai stat de vorbă cu domnul Niga, nu? 80. Două văduve de război, dar sunt foarte mulți urmași, 1200. De-aia am văzut că și premierul Ciuc a împachetat el. Bun, la el se explică, pentru că este militar de carieră. A fost comand de stat major, șef de stat major, pe unde a mai fost el prin Irak, este general în rezervă. Era normal să fie activ la această sărbătoare și a venit, l-a făcut pachete. Dacă erau 10.000 de veterani de război, nu mai venea nimeni. Așa, oamenii săraci au rămas puțini și altfel și autoritățile privesc. Dacă sunt puțini și e foarte bine să îi mai bagi acum înseamnă cât mai sunt printre noi. Dar au mai fost ocazii, Sorin, în anii anteriori. I-au ținut în picioare. N-au venit elevi. Mai ușor, Oana, de la an la an, oamenii sunt mai puțini și mai ușor de organizat. Unde s-aduce atâtea scaune? Dacă erau sute sau mii, de unde aduci? Ce faci ca la ăsta? Cum face? Cine face? Rotary, nu? Când face aia cu simfonii de toamnă și 7.000 de scaune, câte? Așa, aici a fost mai ușor de organizat. Dar am văzut că au fost prezente toate instituțiile prin reprezentanților, n-am văzut să fie lipsit vreo A lipsit vreo domnul Flutur. Până a venit domnul Barbă, că domnul Barbă e responsabil. Dar voiam să te întreb, că tu ești mai atent așa la tot ce se întâmplă. Ce face domnul Flutur? De ce nu mai participă la evenimente? L-am văzut la ședința Consiliului Județean și... Nu, da, domnul Flutur participă la evenimentele de vârf. Bine, ședința de Consiliul Județean, dumnealui normal, președinte a prezidat-o, s-au discutat lucruri importante. Dar tu nu ai observat că în ultima perioadă, și mie mi se pare corect așa, domnul Barbă este responsabil cu activitatea culturală, artistică și festivist. L-a ridicat premiul ăsta pentru
turismul nostru minunat. Cu mănăstirile, da? Așa, cu ținutul mănăstirilor din Bucovina, destinația anului 2023. Domnul Barba a mers la ea și a ridicat premiu. Când este cu anul Ciprian Porumbescu, domnul Barbă plantează copaci, domnul Barbă merge la slujbe pentru Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumbescu, domnul Barbă vorbește despre Ciprian Porumbescu. Când e o expoziție, domnul Barbă este, dumnealui se ocupă de asta. Am înțeles, dar domnul Fluture ce face? Domnul președinte Fluture este cu chestiunile foarte grele, cum ar fi. Vârful, păi, care e vârful? Păi, m-ai întrebat, dar lasă-mă zic, nu fi așa repezită. Domnul președinte Fluture rezolvă problema grânelor care intră din Ucraina, rezolvă problemele ridicate de traficul greu din Ucraina. Domnul președinte Fluture se ocupă și dojenește direcția asta de RDP Iași, o dojenește pentru că nu rezolvă problema la Mincios. Domnul președinte este cu chestii foarte grele, face investiții mari în sistemul de sănătate, sistemul public de sănătate la Spitalul Județean îl dojenește. În deschidere îl dojenește pe domnul Calancea pentru debandada care a fost acolo o perioadă. Acum nu mai e așa debandada. E un pic de debandadă, dar nu intrăm în detalii. O debandadă din asta cu năbădăi, de asta de corazon. Nu, dar s-a produs în afara spitalului. Da, dar e cu implicare din interior. Da, dar știi cum este și la inspectoratul școlar, dacă te duci, dacă evenimentul are loc în afara școlii, inspectoratul nu mai este. Deci așa, l-a dojenit pe domnul Calancea, că așa și l-a îndemnat să se ocupe de investițiile importante, cum ar fi spitalul de copii, care el se face cam din 1925. Se vorbește despre spitalul ăsta de copii și mini-secția de boli infecțioase, aia din 45 se face și încă... Și oncologia, da, cu oncologia. Și oncologia și îl împinge de la spate. Deci astea sunt chestii grele. Am înțeles și acum să o luăm de la capăt. Deci ai menționat cu grânele. S-a rezolvat? Păi nu, dar sunt în curs de rezolvare toate. Dar zim ceva, deci, nu, dar zim ceva ce nu este în curs de rezolvare. Nu, dar rezolvare. Totul este în dinamică, da? Da, în dinamică. Și domnul președinte, nu se poate pierde în chestiuni mărunte, gen, mergi la ea și să ridici premiul pentru turism. Nu, a mers Nicolae Barbă și domnul Frutur m-a arătat premiul azi. Adică domnul și Barbă l-a adus... de război, tot la... Păi nu, chestiuni... Oana, tu ai niște răutăți câteodată, dar el s-a consumat, domnul președinte, înțeles, astăzi. Eu mi-asum. Cât, nu, dar cât poate să consume, domnul președinte? S-a consumat ieri la ședință, doar astea, să vorbești despre grâne, transport, poduri și aia, nu e ușor. Și ieri s-a ostenit și astăzi când a venit domnul Barbă cu marele trofeu de la Iași, l-a adus, a venit domnul Barbă cu el și domnul președinte l-a arătat la popor și i-a explicat cum face revoluție în turism acum. Deci, dacă am fi în Corea de Nord, m-aș apuca de plâns aici. Nu, dar domnul președinte știe una, doi, el face revoluție. Ori își ia ranița în spate și caută investitori, totul la el e cu război. Da, și e și cu lopata. E cu luptă. E cu lopata? Lopată, raniță, revoluții. La el tot asta. Eu când am auzit revoluții în turism. Ce revoluție în turism? Și văd ieșim cu coasele pe afară. Apropo de revoluția din turism, ai menționat premiul pe care l-a primit județul Suceava, da, Ținutul Mănăstirilor din Bucovina, destinația anului 2023 în România. A fost acordat de un club al antreprenorilor de la nivel național. Înțeleg că este o organizație serioasă din care fac parte peste 100 de antreprenori, peste 100 de reprezentanți ai turismului, oameni de afaceri, consilieri, mă rog, în fine, experți, specialiști. Da. Am vrut să văd cine a dat premiul și m-am interesat. Consider că organizația respectivă este cumva legitimată să facă lucrul acesta. Dar ce înseamnă pentru județul Suceava premiul acesta? Pentru județul Suceava? Da. Mă interesează care va fi... Știi de când la școală... Așa. Nu știai ce să răspunzi, te întreba. Și când merge așa, erai complet nepregătit. Ce ne dă nouă vaca? Și tu, neștiind, neînvățând, începe așa, nouă vaca ne dă, știi, și mai trăgeai de timp. Știi, nu începe direct lapte, ca să brânză, te gândești, carne, da, ouă sau așa, ce mai dă vaca. Începeai cu, nouă vaca ne dă și tu m-ai întrebat, dar mă, ce ne aduce nouă premiul ăsta? Nouă premiul ăsta ne aduce lapte, brânză, carne, ouă. Ce sunt? Da, asta e. În afară de... Ești... publicitatea aici, da, pe... Da, nu, dar și publicitatea, ce nu este importantă. Acum o țară întreagă, deci când s-a auzit că s-a luat premiul ăsta, o țară întreagă
tot, sau oamenii au lăsat tot, baltă. Se urcă în mașini și vin pe autostradă spre Bucovina. Au pentru început emoția aia cuprins așa. Și după nu se, că dar nu pleci la servici așa, lumea are servici, adică trebuie să-ți planifici deplasările. Și s-au intrat pe Booking să își rezerve locuri în Bucovina. Acum câțiva ani au venit în Bucovina, cred că vreo 100 de jurnaliști din străinătate, blogger. Care 100? Și... De unde le umpli? Dar câți erau? Vreo 15. Nu 15, erau mai mulți, Sorin. Nu, erau ambasadori cu soții, nu, confuz. Am înțeles. Bun, să spunem 15. 15 înseamnă destul de mult. Înseamnă că ai avut acces la 15 canale de comunicare, da, internaționale, vizibile. Dar de unde știi că erau vizibile? Ce ai auzit de vreun canal? Așa ne-a spus, așa ne-a spus conducerea Consiliului Județean la vremea respectivă. Știu ei de bun tot ce spune. Nu, dar eu îți spun ce mi s-a spus. Eu încerc să fiu cu minte aici și să redau. Ce ți-a spus ție și să transmit. Nu, și întreb și eu, nu mai înțelept ca mine. Dacă au observat efectele acelor vizite. Dar asta nu, dar nu sunt cuantificabile astea. Nu, dar acum, la modul serios vorbind, dacă vrei să faci așa o promovare și că, măi, sunt tot felul de canale din astea internaționale care au o audiență nu foarte mare, că nici la noi nu rup locul. Dar sunt astea cu papricile, cu mâncările. Eu nu mă mai accidental când ajung, pentru că efectiv mă uit, că nu mă pasionează. Și mai sunt și platformele astea, gen Netflix, nu, Netflix, HBO Max și ăsta, Sky, unde sunt emisiuni din astea, culinare și cu... Tu, și am văzut, din Polonia e un tip care apare, un simpatic, așa, apare la Paprika, mai erau din Ungaria, de nu știu unde. După aia mai e un serial cu unul care face borș din Ucraina. Umblă prin Ucraina și face borș, mănâncă borș, borș se cheamă. Eu n-am văzut nicăieri, dar nicăieri o emisiune din asta făcută, că tot zicem, cu gastronomia noastră, cu... Păi n-ai văzut la TVR? Lasă-mă cu TVR-ul în pace, că acolo e cu circuit intern. Lasă. Și mai aveam cu tradițional TV, că a mai fost acum de... Lasă-mă cu astea, că nu se uită nimeni la ele și dacă se uită, nu-ți vine, lasă-mă. Dacă vrei să ieși un pic din curte, de la tine, că așa rămânem tot cu turiștii din Neamț și din Botoșani. Dacă tot vrei și OMD-ul ăsta, că faci, că se adună bani și fă-ți o reclamă ca mine. Fă și tu emisiune, caută niște meseriași care se pricep, o casă de producție și ia și fă. Azi mergem la cum s-a făcut pe la televiziunea asta. De aici, cum se cheamă, unde suntem noi acum? Intermedia TV. Așa, că nu știam unde suntem. Păi n-am fost una cu minorități, când am mers și maestru Pim. Și au făcut mâncare, nu au mers cu Adina și au făcut pe la Huțuri, pe la, nu știu, pe la minorități. N-au mers. Acum să nu creadă cineva că ne lăudăm dar chiar au ieșit niște emisiuni nu, foarte dar frumoase. Fă din astea și arată, unul face la pensiuni, du-te la pensiuni, fă mâncare, arată un pic de mănăstire, mai arată o vacă, un porc, o oaie, nu, și arată cum merg pe la Vatra Dornei cu șalupele alea, cu plutele și vă arată ceva. Așa nu mă zice, încă da, și ți-a dat premiu și e mare sanctie. Dar fă niște emisiuni din astea atractive. Știi, că omul se uite, uite mă ce facă ei acolo, hai să mergem și noi, știi? Măi, Sorine, pe de altă parte stau și mă gândesc că cei care sunt acum la conducerea Consiliului Județean se gândesc la binele nostru. De exemplu, da, mă, dar cei din Barcelona asta. Sunt foarte supărați că au prea mulți turiști. Au prea mulți turiști. Valencia, Barcelona, zona respectivă, da. Nu, Spania, dar știi că mergi la realitatea. Se mai, da, se uită de la realitatea, nu e un post de televiziune cu audiență. Deci nu e. Merge acolo numai așa să bifezi. Se uită ăștia, te mai sună că a mers primarul de la Suceava și sună primarul de la Buzău, bă, te-am văzut la televizor. Dar realitatea nu e poze de televiziune cu audiență, știi? Bun, merge acolo așa. Te referi la audiența timpul. Care se plimbă dintr-o parte în altă, care se urcă în mașină, nu spunem pierzi noi timpul, că... Oana. Fă pe paprică, nu știu cât costă acolo să chiar nu știu, dar cu banii pe care îi dai la realitatea, la astea de fâșcăială, la muzică populară, că sunt un milion de posturi, la banii pe care dai ăștia și la trâmbăleala aia, faci niște, eu cred că ești mai ieftin la Netflix, dacă îți faci. Sorine, dacă tot am ajuns la discuția aceasta, iarăși apelez la calitatea ta de expert, da, în domeniu, fiind observator lăsați, al realității, câți turiști crezi că
vor veni în municipiul Suceava de această dată, după ce primăria municipiului Suceava va reuși să facă roata panoramică. Și te întreb în contextul în care investiția a fost deja scoasă la licitație pentru a doua oară, 6 milioane de lei. Dar nu știu, anunțul a fost publicat. Și asta e greu cuantificabile, pentru că tu, adică faci roata aia și ce vrei să zic, uite, am făcut roata și am calculat că vin 5.000 pe lună. Cum calculez? N-ai cum. Roata asta, dacă se va face, dacă, așa, va face, adică va fi unul dintre punctele de atracție, că vine, cum merge lumea la Piatra Neamț. Cum a fost și oul gigantic. Lasă-mă cu ouă, hai. Bine, că și la ou și-au făcut poze. Dar nu venea nimeni să-și facă poză cu ou. Dar la Piatra Neamț sunt unii care merg acolo să se dea cu telegondola. Am fost și eu. Cândva, nu știu, acum câțiva ani. Și roata asta, poate vin unii să dea cu roata. Deci ești pentru. Da, dar depinde unde o pui. Acum aș nici să pui roata ca nu ca în perete, dacă o pui lângă statuia lui Ștefan, nu știu. Am înțeles că vor să o pună în zona cetății de scaun, nu știu exact trebuie unde. Trebuie și să o pui undeva. La înălțime, ca să da, vezi. Da, dar trebuie și un loc ăla, nu poți să o tuflești lângă ce, nu știu. Dar dacă sunt unii care veni la roată, hai să luăm, tu mi-ai zis și ne-am distrat la vremea respectivă, cum când era în pandemie la început și toată lumea debusolată și erau interdicțiile aia de plimbat și mi-a găsit pe 5 de la marginea sau de la Vicov într-o mașină, ei veneau la Suceava să mănânce la McDonald's. Deci veneau special pentru asta, știi? Așa, unii vin la McDonald's, alții vin la Spartan, mall. Hai să spune mai multe. Dar spune tu. Așa, am spus. Așa. Mă pui pe mine, zi tu. Am completat. Așa, unul vine și dacă ai mai multe din asta, unul vine să dea cu roata, altul vine să, nu știu, fiecare vine la ceva. Și da, și asta, acum cu roata, numai despre asta se vorbește. Când apar știri cu roata, toată lumea e nervoasă și în jură. Păi n-a apărut o știre deocamdată. Dar nu știu, și costul, dacă nu-i prea mare, că sunt discuții. Dar dacă vrei să vină lumea aici, trebuie să le și ofere așa niște lucruri. Ți-am zis, poate merge comparația asta Piatra Neamțul cu telegondola cu asta, poate, știi? Spuneai că ai prieteni cu care ai discutat despre Suceava, despre municipiul Suceava, despre județul Suceava, care au o impresie foarte bună despre zona noastră. Da, eu cunosc mult lume, da. Dar și... cu cât stai mai mult într-o localitate, cu atât îi găsești mai multe defecte. E ca și Ioana, tu ești căsătorită din câte știu. Așa, pe măsură ce stai cu un om... De vreo 10 ani. Mulți înainte. Pe măsură ce stai cu un om, ce să-i găsești defect? Nu îmi zi mie că nu e așa. Nu, Sorine, eu... soțul meu e perfect. Da, nu, de ai pe bune acum, dar ai fiecare, mă, ce naiba. Cu cât stai cu un om mai mult, cu atât vezi că... Așa, și mai ales cu cât trece timpul, știi? Cât trece timpul, te mai ramolești, mă, nu mai ești ca înainte, vezi, mă, oleo, dar asta avea un... o aluniță pe spate și n-am văzut sau chestii de genul ăsta, nu își pală farfuria sau apare așa și aici, dacă stai într-un oraș mult îi vezi, da, mă, uite acolo când am loc de parcare, aia, că strada nu este asfaltată că... da. Când mergi nu, e cam așa, știi? Când e ca un bărbat când pleacă de acasă și stă cu soția lui de 20 de ani 25, hai să luăm că tu ai urmă 10 și mulțumesc, se întâlnește Sorin. Cu și merge omul în altă localitate, în altă parte, se întâlnește cu o tipă pe care o cunoaște atunci. Și o vede cu alți ochi, știi? Și după aia vine acasă și rămâne cu gândul la ea. Și bă, da, aia cum arăta și cum se îmbrăca și cum... Păi, Sorine, nu sunt toți bărbații la fel. Da, Oana, dar nu o să spună ție. și ce parfum avea și știi? Și după aia îl apucă... Mă vorbim așa, din ce am mai citit, ce am mai văzut, ce am mai auzit. Și după aia la apucă, Damblau nu mai poate și fuge de acasă, se duce la altă. Și stă cu ea o săptămână, două, trei, așa, după o lună vine acasă. Crezând seama că era mai bine, totuși acasă. Tu înțelegi ce vreau să spun? Am înțeles, Sorin, am înțeles. Paralela asta cred că e cam așa și cu orașele. Da. Am să mă mut un pic la Botoșani, să stau vreo 2 ani pe acolo și am să revin în Suceava. Și spune, bă, ce frumos e la Suceava, știi? Exact. Da. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.